A avut șansa întâlnirii cu Gaius Mecena, un bogat latin care i-a dăruit o proprietate lângă Roma pentru a putea crea în liniște. Îi venea ușor să îndemne la trăirea clipei. Scara de temperatură pe care a creat-o este cea care i-a adus celebritatea. Suedezul a explicat primul prin cauze ale magnetismului terestru, aurora boreală, și a înființat primul observator astronomic din Suedia. Specialist în teoria probabilităților, francezul și-a calculat data propriei morți pe baza observației că durata somnului îi creștea cu 15 minute zilnic. A ajuns la 24 de ore pe data de 27 noiembrie 1754. Nu știm dacă a stat treaz doar un sfert de oră în 26 noiembrie, dar deducem că a făcut calculul pe 23 august același an. S-a născut într-o familie de țărani iobagi din preajma Brașovului. Ajuns la Cernăuți, obiceiul său de a lua în gazdă tineri învățăcei i-a oferit șansa de a îndruma primii pași în universalitate ai lui Eminescu. Poetul și-a luat revanșa și a trecut numele profesorului în istorie. Ne-a adus vețuitoare din cele mai diverse medii în vitrinele muzeelor. A conceput primele diorame biologice care ilustrau viața de pe piscurile munților Carpați, din regiunea colinelor, din Bărăgan, precum și din zona inundabilă a deltei Dunării. Medicul poet a avut putezanța de a-și închipui ultimele sonete ale lui William Shakespeare, traducându-le imaginar într-o limbă română de aur. Atât, eternitatea era singura ei unaltă să ne murească în spirit icoana sa înaltă. Chirurgul Hușan a organizat spitalele din Moldova în timpul Primului Război Mondial, iar după unirea Basarabiei cu România a condus secția de chirurgie a spitalului din Chișinău. A ispășit jumătate de an în temniță la Ghiula pentru vina de a fi scris în slujba românilor de peste munți. În timpul ocupației germane, din iarna anului 1916, a stat închis în casa din București, lucrând la romanul Ion. Mama sa, Elena, de origine transilvaneană, era o povestitoare neîntrecută. El a crezut că locul în care poate citi cel mai mult este tipografia, așa că a deprins această meserie pe care a practicat-o până la moarte. N-a uitat nici de talentul mamei sale. Tatăl său, autorul celor trei muschetari, și-a recunoscut legal fiul abia în 1831. Cum legea îi permitea să-l îndepărteze pe fiul de mama lui, romancierul a făcut-o. Tânărul a suferit de pe urma acestei decizii. Literatura universală a avut însă de câștigat. Într-un recipient de lut a introdus un conținut, dar conținutul cel netot n-a izbutit să intre tot. Ceva mai mult de jumătate i-a târna încă la spate, iar jumătatea de la cap țipa și dânsa nu în cap. Atunci a convocat poetul să facă treaba cu încetul. Poetul a intrat în vas, dar conținutul a rămas afară ca și acum un ceas. La început, nu mai visez pași pe zăpezi, urme de vulpi, nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în vulpi, singurătăți, nu mi te arăți, nu-mi trimiți vești, cad fără rost. Este doctor în istoria Partidului Național Țărănesc și director adjunct al Institutului Revoluției Române. Franței. Franța a capitulat în ziua de 22 iunie și pe 26 iunie Molotov a înmânat ministrul României la Moscova nota ultimativă noaptea, deci noaptea de 26 spre 27. Și ce se cerea? Ce așa cerut? Lucrau noaptea, așa lucra Stalin și așa lucrau toți. În 1940, 27 noiembrie, a fost o zi tragică. Legionarii au înțeles să-și rezolve problemele prin crimă. Politicianul țărănist era printre primii pe listă. Nici titanul Iorga nu a putut fi salvat de furia legionară din acel an. 47 de universități și academii din lume au arborat drapelul în Bernă la aflarea veștii despre asasinarea savantului. Înțelegeți, munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Chitarist de săvârșit, a ezitat să se lanseze într-o carieră solo, până când l-a ascultat pe Bob Dylan. Dacă Dylan se putea descurca cu vocea sa destul de ciudată, el de ce n-ar putea? A reușit. Dramaturgul american a măsurat pentru noi lungul drum al zilei către noapte și a intuit că din jale s-a întrupat Electra, fica lui Agamemnon, asediatorul Troiei. Scriitorul român născut pe tărâmuri albaneze a introdus și la noi, după modelul lui Federico García Lorca, teatrul poetic. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.